Bine v-am regăsit, iată care sunt principalele știri ale zilei. Elevii care termină în acest an clasa a 8-a au la dispoziție aproape 40.000 de locuri în învățământul profesional în anul școlar 2015-2016. Înscrierile încep pe 8 iunie, iar firmele și școlile profesionale au crescut cu 2400 numărul locurilor față de anul trecut. Mecanica auto este domeniul cu cele mai multe clase alocate, urmat de turism și alimentație. Fiecare elev admis la școala profesională primește lunar o bursă de 200 de lei, la care firmele pot adăuga alte sume. Școlile profesionale cu durată de 3 ani oferă anul acesta 38.158 de locuri în toată țara, ce reprezintă 1376 de clase. Anunțul a fost făcut de Coaliția pentru Dezvoltarea României.